Moise, ultima victorie și Ierihonul. Toți copiii lui Israel erau triști, pentru că Aaron era pe moarte. Fiți binecuvântați cu toții, copiii al lui Israel. Aaron a murit pe vârful muntelui Hor, după 40 de ani de când ieșiseră din Egipt. El avea 123 de ani. Poporul evreu, care s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu, îl convinsese să se închine unui vițel de aur și de aceea Dumnezeu nu l-a lăsat să intre în țara promisă. Eleazar, tu vei purta hainele tatălui tău și vei deveni marele preot al lui Jehova. Ziua următoare, poporul Israel și-a continuat călătoria către țara promisă, care era foarte aproape. După ce au mers o zi întreagă, evreii au ajuns la cetatea Edom. Poporul Israel salută pe marele rege ale Domului. Nu-mi pasă. De ce ați venit pe pământul meu? Vrem să trecem prin țara ta. Nu vom lua nimic, nici măcar apă. Sunteți doar o grămadă de călători flămânzi. Dacă vă voi lăsa să treceți, îmi veți mânca recolta și veți distruge pământul ca lăcustele. Dacă nu vă întoarceți, veți vedea ce pot face săbile noastre. Domnule, îmi pare rău să aud ce spuneți, însă nu ne vom întoarce. Și atunci ce veți face? Vreți să înroșiți valea aceasta cu sânge? Vei vedea de ce suntem în stare. Așteaptă doar și vei vedea. În numele Domnului! Trâmbița a anunțat începerea luptei. Armatele rivale s-au aliniat una în fața celeilalte și așteptau să fie dat semnalul de începere. Înainte! Înainte în numele Dumnezeului nostru! Bătălia a început. A fost plină de violență și sângeroasă. Înainte în numele Dumnezeului Celui Sfânt! Având credință în Dumnezeul său, s-a luptat cu putere. Înainte, înainte! Lașilor, vă abandonați regele! Victorie, victorie, victorie! Victorie! Chiar dacă a întâlnit multe obstacole în drumul său, poporul Israel și-a continuat călătoria către locul spre care le-a spus Dumnezeu să meargă. Apoi, au întâlnit un alt pericol. Va trebui să luptăm din nou. Suntem gata, vom opri caravana înainte să trecem. Vor intra doar soldații și vor curăța trecătoarea. Opriți-vă! Să-i atacăm! Haide! Să-i prindem înainte, în numele lui Dumnezeu! Victorie!
Victorie! Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, în numele lui Jehova. Aleluia! Aleluia! Poporul Israel a ajuns și s-a așezat pentru un timp în ținutul fertil al amoriților. Care ți este numele? Numele meu este Ruben. Și al tău? Iuda. Dar al tău? Eu mă numesc Levi. Și al tău? Benjamin. Iosif. Efraim. Manase. Zebulon. Gad. Dan. Neftali. Asher. De câte ori un copil își spunea numele, Moise vedea trecând prin fața lui, unul câte unul, steagurile seminților lui Israel. Dumnezeu a venit din Sinai. Fie ca binecuvântarea lui să cadă asupra seminților lui Israel. Dumnezeu este sprijinul nostru, iar brațul lui ne va purta întotdeauna. Cine a mai fost scăpat de Dumnezeu așa cum am fost scăpați noi? Ce altă națiune a avut parte de o așa favoare? Copii ai lui Israel, ați plâns pentru păcatul vostru și eu am plâns pentru al meu. De aceea Dumnezeu mi-a spus: nu vei trece Iordanul. Acesta este sfârșitul călătoriei. Suntem aici, așteptând să se împlinească făgăduința Domnului. Vă veți aduce aminte de ziua aceasta. Ceea ce vedeți în fața voastră este țara Canaan, țara promisă. Iosua, îngenunchează înaintea mea. Acum tu vei conduce poporul Israel. Întărește-te și îmbărbătează-te, pentru că Dumnezeu merge înaintea ta și nu te va părăsi. Și acum, Israele, laudă-L pe Dumnezeu! Moise, ascultă-mă! Sunt aici, Doamne, te ascult! Ai văzut cât de frumoasă este țara pe care o dau poporului meu? Este țara promisă! Însă tu, Moise, robul meu credincios, nu vei intra în ea. Știu, Doamne, nu merit să intru în țara aceasta, însă poporul meu va putea să intre după atâta timp. Sunt gata să mor, Domnul meu. Ai fost credincios până la sfârșit. Mâna mea va fi mereu peste tine. Sunt slujitorul tău, Doamne. După această conversație cu Domnul, Moise și-a închis ochii și și-a amintit de evenimentele pe care le-a trăit. Răutatea lui Faraon, scumpa lui Sefora, noaptea în care au murit întâi născuți, îngerul și Marea Roșie care a fost despărțită pentru evrei, urmărirea și moartea lui Faraon și a armatei lui. Femeile care au cântat și au dansat. Mânia lui când a văzut vițelul de aur și cele două table ale mărturiei pe care le-a spart. Fiul meu,
fi tare și îmbărbătează-te. Să nu-ți fie teamă niciodată și să nu te descurajezi, pentru că Domnul va merge cu tine. Ierihonul era o cetate fortificată, protejată de 3 ziduri cu 3 porți. Locuitorii, știind de toate victoriile obținute de evrei în timpul călătoriei lor, au închis porțile cetății pentru a se apăra. Nimeni nu putea să iasă sau să intre din cetate după ce bătea gongul. Tuturor le era teamă de evrei. Câți evrei sunt? Mai mult de 100.000 de oameni. Sunt mai mulți? Mult mai mulți? Regele Ierihonului a hotărât ca fiecare cetățean să poarte arme și să fie instruit ca să-și apere cetatea și pe locuitorii ei, pentru ca să fie sigur că evită eventualele atacuri. În fiecare parte a cetății puteau fi văzuți soldați patrulând pe străzi. Orașul era agitat. Soldații își pregăteau armele. Regele și-a pus averea într-un loc sigur. A pus de asemenea soldați care să-l apere pe el. Evreii au trimis 2 iscoade ca să cerceteze locul, să vadă dacă Ierihonul are locuri slab întărite pe care ei le-ar putea ataca. Cele 2 iscoade aveau câte o glugă pe cap ca să nu fie recunoscuți. Ce vrei să cumperi? Sunt 3 piese de aramă. Sunt cele 2 monede de ajuns. Ce limbă vorbești? Îți mulțumesc, prietene. Monedele sunt bune. Bănuiesc că sunteți străini. Vă mulțumim. Am văzut niște străini în oraș și erau în piața cetății. Cumpărau bunuri. Dacă vii cu mine, îți arăt unde i-am văzut. Ați văzut cumva 2 străini cu glugă pe cap? Nu. Gărzile regelui Ierihonului s-au grăbit să-i caute pe cei 2 străini. I-au căutat pe fiecare stradă și i-au întrebat pe fiecare dintre locuitorii cetății dacă au văzut 2 străini care mergeau pe stradă. Se părea însă că nimeni nu-i văzuse. Într-un final, cei 2 străini au ajuns la ușa lui Rahav și au trecut mai departe. Voi străinilor căutați pe cineva? Căutăm doar un loc în care să petrecem noaptea, un han. Ați dat tot? Da, atâta tot. Mulțumim. Atunci veniți înăuntru, străinilor.
În timpul nopții, cineva a bătut la ușă. Au fost văzuți doi străini în piață. Nu am văzut pe nimeni. Ai grijă, femeie, dacă ne minți, pedeapsa ta va fi moartea. Nu mint. Când m-am văzut, am crezut că mă căutați pe mine. Dacă promii că mă întorc singur mâine, îmi vei spune? Și dacă nu vii? Știi că mă întorc întotdeauna. Ai dreptate, soldat. Am văzut doi străini trecând, dar s-au grăbit să iasă din cetate. Înseamnă că încă îi putem prinde. Să mergem! Nu vă fie teamă. Casa mea are o fereastră în zidul cetății. Puteți coborî pe acolo și să plecați oricând doriți. Dar cine sunteți voi? De unde veniți? Am venit pentru că Iosua ne-a spus să venim. Cine este acest Iosua? Dumnezeul lui Israel l-a ales ca să conducă poporul nostru. Stați puțin, n-am auzit nimic despre Dumnezeu și poporul vostru. De ce v-a trimis Iosua în Ierihon? Ce vrea de la noi? Nu vrea nimic de la voi. Mâna lui va lovi curând cetatea, apoi va fi a lui. Imposibil! Nimeni nu poate să intre în Ierihon fără aprobarea regelui. Ați văzut cele trei ziduri și porțile cetății? Cât de mulți soldați are regele? Dumnezeul lui Israel este mai puternic decât regele vostru. El ne-a eliberat din sclavia egipteană, a despărțit apele Mării Roșii pentru poporul lui și i-a hrănit timp de 40 de ani în pustie. Ne-a dat apă din stâncă. Nu știu dacă să vă cred sau nu. Vorbiți cam aiurea, însă îmi place de voi. Trebuie să plecăm. Când vă veți întoarce, o să vă aduceți aminte că v-am scăpat. Te vom scăpa. Dumnezeu își va aduce aminte cu siguranță de tine. Mergeți către munte, nu o să vă vadă nimeni. Când vei auzi sunetul trompetei, leagă această sfoară la fereastră și adună-ți familia în casa ta. Noi vom recunoaște semnalul și te vom scăpa. Așa voi face, mulțumesc. Sunt căpetenia oștirii Domnului. Ce spune domnul meu robului său? Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Să faci ceea ce-ți spune domnul. Trebuie să cucerești cetatea. Ea este poarta către țara promisă. Domnul își va pune mâinile peste cetate și peste regele ei în cea de-a șaptea zi. Și voi veți putea să intrați și să supuneți cetatea, pentru că Domnul o dă în mâinile voastre. Domnul a spus, îți dau în mâinile tale cetatea Ierihon, pe regele ei și pe soldați. Poporul trebuie să înconjoare cetatea o dată pe zi, timp de 6 zile. Înaintea chivotului trebuie să meargă cei 7 preoți cu 7 trâmbițe de corn de berbec. În cea de-a șaptea zi să înconjurați cetatea de 7 ori, iar preoții să sune din trâmbițe. Oamenii aceștia au înconjurat cetatea timp de 6 zile. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu îi lăsați să vă păcălească. Ei vor doar să ne sperie. Dacă doar înconjoară cetatea în fiecare dimineață, de ce să îi prindem? Oamenii aceștia au înconjurat cetatea timp de 6 zile. Ce înseamnă lucrul acesta? Privește la poalele dealului. Îi văd. Sunt mii și sunt bine înarmați. Ce pot să facă zidurilor noastre? Acesta este momentul pe care l-am așteptat. Vom striga și Domnul ne va da cetatea Ierihon. Domnul! 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 Oamenii au strigat, preoții au sunat din trâmbițe și când poporul a auzit sunetul trâmbițelor, au strigat tare, iar zidurile au căzut.
bărbații lui Israel s-au cățărat pe zidurile dărâmate și au intrat în cetate. Evreii au omorât pe toți cei pe care i-au întâlnit. Privind înainte, au invadat cetatea și au ars totul. Au trecut prin ascuțișul săbiei femei, copii, bărbați, bătrâni, boi, oi și măgari. Strigătul muribunților se putea auzi în cetate. Pretutindeni era sânge. Nici unul dintre locuitorii cetății Ierihon nu a supraviețuit. Pe străzi, în piețe, în case, se puteau vedea cadavre. Pot să ieși acum. Binecuvântat să fie Domnul! Acum, Israele, binecuvântează pe Dumnezeul cel Sfânt, pentru că El ne-a deschis ușa către țara promisă tatălui nostru Avraam, Isaac, Iacov și Moise. Mai avem lupte de dus. Vom mai suferi și unii dintre noi vor muri, însă la sfârșit fiecare seminție va avea pământul ei și astfel vom avea pace.